Cel mai iubit actor de comedie din România ne spune ce-l face cu adevărat fericit. Garcia îi simte dorul celei mai dragi ființe din viața lui și declară în mod public că își dorește să se întoarcă acasă. A mea, mai plovăraș, mai cămășuță, mai pe vechi. Mai elegant. E o bucurie să vin cu prietenii cu care am filmat, să văd că lumea dorește să vadă din nou comedie cu Garcia, sau mă rog, o chestie în care Garcia să dea mai departe rolul și să ne bucurăm ca de un 007 al României. Toată viața am trăit dăruind bucurie. Asta mă ține în viață, bucuria celor din jurul meu. Bucuria, sunteți un tată împlinit, fata a plecat la Londra, studiază, fata cu minte, v-a ascultat, știu că și-a găsit și vreau un job. Vreau să se întoarcă. Vreți să se întoarcă? Da, bineînțeles, și ea vrea să întoarcă. Cine nu-și dorește să stea cu copiii acasă? Da, v-a făcut mândru. M-a făcut mândru că a învățat și că toată lumea acolo se bate pe ea, dar aș fi mult mai mândru dacă aș avea-o lângă mine, unde și în România lumea să se bată pe ea. Declarați în urmă cu puțin timp că vreți în ultima perioadă și de acum încolo să vă ocupați mai mult de familie, să petreceți mai mult timp cu familia. Da, asta și fac. Deci chiar ce am declarat, asta și fac. Acum, dacă voi urma și o carieră aia politică, probabil o să umblu mult și prin țară, pentru că trebuie să mă pun în slujba celor care m-au hrănit până acum. Se seamănă cumva politica cu actoria? Nu neapărat, nu. Politica ar trebui să fie altceva. După 30 și ceva de ani, nu știu dacă te simți ok. Nu poți. Eu nu m-am simțit ok și nu o să mă simt ok și de asta vreau să o am pe fiimea lângă mine și toți oamenii să-ți țină copiii lângă ei.